dezamăgit. Cred că este normal, ați început impecabil acest sezon și v-ați împiedicat când vă era poate lumea mai dragă, nu? Te salut, din păcate, cred și cred că și noi sunt de acord cu mine, mingea n-a, practic n-a putut să intre în poartă. Am avut, cred că, 7 ocazii, 6 ocazii foarte mari. Din păcate, mingea nu a intrat în poartă. Asta este, ne pare nespus de rău că s-a întâmplat tocmai azi. Și mergem mai departe. N-ai impresia că ești un jucător cu experiență, că v-ați precipitat în anumite momente, ați aruncat mingea în careu, deși sunteți jucători tehnici care puteați să decideți altfel de momente. Au fost două ocazii, dau un exemplu. A avut Ivan pe final de primă repriză, o ocazie foarte importantă cu capul, și Tudor e la fel în repriza a doua. În rest, ați intrat practic în jocul ușor aglomerat al apărăricilor de la Academica. Dumneavoastră ați văzut doar două, am mai văzut în afară de astea două, am mai văzut încă cinci, dacă nu mă înșel. Aca, Bălașa, Mamutu, a avut Bairam, și Bălașa, Bairam cu poarta goală. Deci am avut foarte multe ocazii. Practic, ghinionul a fost azi de partea noastră. Cred că rezultatul este nemeritat, dar nu avem ce să facem. Asta este viața, trebuie să mergem mai departe. Ok, un pas greșit. Nu s-a pierdut nimic. Campionatul este lung. Cum veți în continuare lupta la titlu? Pentru că, până la urmă, toată lumea vorbește tot de aceleași echipe, nu? De CFR, de FCSB. Sincer să vă zic, puțin mă interesează de celelalte echipe, mă interesează doar de echipa mea și sper ca la meciul viitor să avem așa de multe ocazii și să fructificăm măcar jumătate din aceste ocazii, pentru că cred eu că astăzi meritam victoria. Cred că v-ați fi dorit să câștigați astăzi și în memoria celui care a fost Ilie Balaș, pentru că astfel de momente, pe de o parte, normal, ne întristează, dar pe de altă parte te ambiționează să demonstrezi că ești cel mai bun. Bineînțeles, ne pare rău și pentru el, știu că este acolo sus și ne veghează de sus. Vroiam să-i facem familiei dânsului o bucurie, din păcate nu am putut și sper ca la meciurile viitoare să se întâmple acest lucru.